Acum 10 ani am avut fericită ocazie să particip, bineînțeles, împreună cu un alt preasfințul Părinte Teodosie, cu Părintele Patriarh Teotis și cu un alt sobor mare din România și din cadrul Patriarhiei Ecumenice, la retrocedarea Bisericii Românești de la Istanbul către Patriarhia Ortodoxă Română. Părintele Silviu Stată, care pe vremea aceea încă mai slujea la Istanbul, povestea că a fost primul preot care a făcut parastas pentru voievodul Constantin Brâncoveanu și îmi povestea ce senzație specială a avut și cât de greu a reușit să facă lucrul acesta. Dar despre toate acestea, despre munca de aici, a tuturor celor care s-au implicat în acest fenomen muzical, în alt preasfinția voastră, vă rugăm să poftiți aici în mijlocul tuturor celor care s-au nevoit astăzi prin darul lui Dumnezeu și grijă din alt preasfinția voastră. Doamne ajută, bună seara, bine ați venit la chemarea noastră. Este chemarea Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. Parcă niciun sfânt din neamul nostru nu strălucește atât de mult ca Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Pentru că în familia sa se întâlnesc mai multe aureole de sfinți. Știm că cele mai strălucitoare aureole de sfinți sunt cele ale mucenicilor. Aici nu este o singură aureolă. Sunt 6-7 aureole. Sunt patru Constantin cu fiii săi, Sfetnicul Ianache și mama lor. N-a fost canonizată, dar și ea este sfântă, pentru că s-a îngrijit de copiii ei. Deci sunt 7 aureole după numărul sfânt al celor 7 daruri ale Sfântului Duh. Iată 300 de ani de când Sfântul Voievod Constantin cu fiii săi, cu Sfetnicul Ianache, s-au născut în cer și s-au umplut de lumină, de bucurie și de pace sfântă. Și iată, s-a vorbit mult în istorie de acest martiriu. A fost cel mai adevărat martiriu. Chinurile au durat de primăvară până spre sfârșitul verii, până la 15 august. Torturile n-au încetat. Înspăimântările, lovirile, amenințările, dar nimic nu i-a putut clinti. Cât pe ce Satana voia să-l răpească pe copilul cel mic. Dar voivodul l-a întărit și i-a spus: nimeni din familia noastră n-a îmbrățișat altă lege și altă credință. Și atunci, ca un curajos, copilul și-a așezat capul pe trunchi și a zis: lovește! De aceea, iată, n-a putut Satana să plintească pe niciunul din familia brâncovenilor, încât toți s-au încurunat, s-au umplut de slavă și de lumină. Istoria a vorbit, oamenii au povestit, dar nimeni nu s-a încumetat să facă un omagiu mai frumos sfinților martiri ca cel care ne-a prilejuit întâlnirea din această seară, marele maestru Sabin Drăgoi. Prin ceea ce am făptuit marele maestru Sabin Drăgoi, care este pe buzele tuturor muzicienilor care l-au cunoscut. El a scris piese de operă, mai multe, între care una nu s-a jucat deloc. Și noi tot noi o vom face în anul viitor, Horia. O piesă istorică,
care se deosebește de aceasta. Aceasta este singura operă religioasă scrisă de un mare maestru, muzician al nostru, care l-a copleșit cu talentul și profesionalismul său pe marele Enescu. Enescu scrie despre maestru Sabin Drăgoi ceva care te copleșește, te uimește, cât de impresionat este George Enescu de acest mare talent, de acest mare compozitor. Nu vom spune toată opera sa, dar vom aminti că cel ce s-a născut la 6 iunie 1994, marele maestru Sabin Drăgoi, atunci când s-a născut, i-au cântat îngerii, i-au cântat părinții din Sfântul Munte, îi va fi cântat Ioan Cucuzel, care a asistat la nașterea lui. De aceea a fost înzestrat cu un talent aparte. Ce a scris maestru Sabin Drăgoi? A scris operă, a scris muzică folclorică, a scris muzică religioasă, a scris 3 liturghii care nu s-au cântat și corala Armonia abia ne așteaptă, a scris doine, a scris cântece din diferite părți ale țării, a cules peste 3.000 de colinde, este cel mai mare culegător de colinde și de cântece din popor. Din aceste colinde s-au publicat 300 și 505 așteptau publicarea și n-au mai reușit să vadă lumina tiparului. Și iată, sunt pregătite să le publicăm aici, la Constanța. Maestru Sabin Drăgoi n-a fost încă descoperit. El este un colos al muzicii noastre. De aceea, găsind această lucrare, am socotit că este o datorie morală să-l arătăm pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, mărit, slăvit, sfințit, proslăvit de artiști. Artiștii pot să o facă cel mai bine. Numai în această formă artistică lauda ajunge până la cer. De aceea, iată, orchestra Teatrului de Operă Polectanovski, fetele de la operă, profesoarele de religie, corala Armonia, s-au unit într-un buchet să poată să aducă acest omagiu. Ce este această operă? Un acatist în formă artistică, care are 14 tablouri, exact ca un acatist. Sunt 12 icoase și 13 condace și se repetă ca al 14-lea icosul întâi. Aceeași structură are această operă, este un acatist în formă artistică, scris de Sabin Drăgoi. Este singurul acatist de acest fel. Pentru că Sfântul Brâncoveanu cu fiii săi este cel mai luminos sfânt din neamul nostru românesc. Nimeni nu s-a îndoit de sfințenia lui. Dacă la alți sfinți, când au fost preaslăviți, au fost discuții, au fost șovăieli, au fost îndoieli, de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu nimeni nu s-a îndoit. Și ce este minunat? Când s-a scris această operă? Când s-a proslăvit Sfântul Voievod? Nu în 1952, când a fost canonizat, ci artiștii cu simțul lor, cu sensibilitatea lor, au făcut-o cu mult mai înainte. În 1928 a început să scrie muzica
maestru Savin Drăgoi și a terminat-o în 1929 la Timișoara, cu plata primăriei din Timișoara. S-au adăugat versurile de marele poet Sandu Tudor, care a fost părintele Daniil, schivnicul, eroschimonacul. De aceea, iată, această lucrare are o naștere a sa. Artiștii trăiesc mereu. Maestrul Savin Drăgoi a închis ochii pe 31 decembrie 1968. Dar el n-a murit, ci trăiește. Și trăiește pentru că urmașii săi l-au ținut în viață. De aceea invit pe cei ce ne-au prilejuit bucuria acestei seri, pe nora maestrului Savin Drăgoi, împreună cu fiii săi, nepoții săi, așadar, să vină aici pe scenă, pentru că ei cu adevărat ne-au dăruit opera aceasta. A fost jucată la Opera Română în 1935. S-a pierdut libretul. Au rămas niște urme de știme pentru orchestră. Noi n-am fi putut să jucăm opera aceasta dacă nu îi descopeream pe nepoți, profesori de pian, Horia și Mihnea. Mihnea și-a dat examenul de grad cu opera maestrului Savin Drăgoi. De aceea vom avea aici posibilitatea să publicăm și această sinteză a operei maestrului Savin Drăgoi. Bine ați venit, stimată doamnă Micaela! Bine ați venit, domnul Horia și domnul... Iată, ei sunt cei care au păstrat cu dragoste și cu bucurie opera marelui maestru. Sunt rare cazurile în care personalitățile, geniile, maestru Savin Drăgoi a fost un geniu. Sunt rare cazurile când geniile lasă urmași. Tatăl, care s-a sfârșit în 2008-2009, de Sfinții Micael și Gabriel, s-a numit chiar Constantin, ca numele Sfântului Voievod, iată, a fost tot muzician. Și iată, pe copiii săi, i-a învățat dragostea de muzică. De aceea le mulțumim și îndemnăm să le spună ce simt în acest moment. Odată cu omagierea Marelui Domn, Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu, noi omagiem și pe maestru Savin Drăgoi, căci anul acesta s-a împlinit 120 de ani de la nașterea sa. Să fiți fericiți, iubiți nepoți, iubită noră a marelui maestru, că în seara aceasta ați bucurat multe suflete și ceea ce s-a cântat aici s-a înregistrat și va vedea toată țara. Mulțumesc televiziunii noastre de suflet, televiziunea Neptun, care a venit cu dragoste să filmeze acest spectacol și îl va da la televiziune. Vă mulțumesc dumneavoastră și vă rugăm să ne spuneți emoțiile, gândurile și impresiile dumneavoastră. În al preasfinția voastră, preacucernici părinți, distins public, vă mărturisesc că este un moment emoționant și nu e deloc ușor să vă spun câteva cuvinte, câteva gânduri, dar ceea ce vreau din suflet să vă spun
este acel lucru de a vă aduce o mulțumire dumneavoastră publicului, dumneavoastră colegilor muzicieni, soliști, dirijori, orchestră, coruri, copii din corurile de copii, balet. Și nu cred că vorbele mele, oricât de frumoase ar fi, pot exprima beatitudinea, grandoarea, frumusețea emoțiilor trăite, dar cred că ceea ce vă spun și sunt sigur este din tot sufletul, cred că multă vreme și să vă dea Dumnezeu tot ce e mai bun acum și pururea în al preasfinția voastră, multe, multe mulțumiri am onoarea de a vă adresa atât din partea fratelui și mamei mele pentru acest nobil gest pe care dumneavoastră și toți cei implicați în acest proiect cultural l-ați făcut pentru bunicul meu, pentru familia noastră, pentru muzica românească. Sper că vom derula într-adevăr frumoase proiecte în viitor spre bucuria, în primul rând, a publicului și sunt convins că și tatăl meu, acolo unde este, este bucurat și împlinit sufletește, pentru că vreau să vă mărturisesc, astăzi eu am ascultat prima dată această muzică. Sunt 80 de ani de când ea a fost scrisă, a fost terminată această lucrare la data de 14 august 1929, 85, îmi cer scuze, și de asemenea sunt 79 de ani de la prima premieră la Opera Națională Română. Spre deosebire de tatăl nostru și de soțul mamei mele, noi am avut bucuria ca împreună cu dumneavoastră să ascultăm această muzică. Tatăl meu n-a auzit-o, dar sunt sigur că a simțit-o. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Să știți că este ceva inedit să participe urmașii unui mare maestru la opera sa, care n-a fost pus în valoare. Multe avem de pus. Trei liturghii deosebite care nu s-au cântat. Atâtea alte piese. V-am spus că îl redescoperim și aș vrea acum să mulțumim celor ce ne-au produs această seară minunată. Am amintit corurile, am amintit orchestra, vreau să amintesc și distribuția. E românat, basul cantabil, părintele Bartolomeu Trofim. Un om cu totul special, care nu poate să nu cânte în fiecare zi. Cred că dacă n-ar cânta într-o zi, n-ar mai avea sensul vieții. În timpul Sfintei Liturghii, cântă și cu diaconii, cântă și cu între corul. Nu tace niciun pic, nu tace în sensul bun. Și în fiecare zi este la biserică. Nu trebuie să fie de rând. Nu poate să nu fie legat de biserică. Îi mulțumim din tot sufletul pentru expresia pe care îl dă. Și mai are mult de cântat. Monacul cel din tâi, părintele Viorel Abisalom. De la parohia 2, Hârșova. A scăpat prin urechile apului, iar n-a rămas diacon. Monacul 2, baritonul, arhidiacon
Doru Emanuel Patazic. Pe care l-ați văzut și la Crizantema de Aur cu premiul întâi. Deși trebuia să ia marele premiu. Și a fost mai bun. Felicitări. Monahul 3, tenorul Ionuț Cristinel Boante, consăteanul meu. Monahia cea de-ntâi, altista Gabriela Dobre. Este o fată care se bucură cel mai mult când o chemăm să cânte într-un concert religios. Și este foarte atât de bucuroasă că atunci când vrei să-i oferi ceva, refuză. Și mi-ați dat destul că mi-ați dat voie să cânt. O să invităm mereu. Monahia 2, soprana Georgiana Andreea Balaban. Preoteasă. Părintele, soțul său este la parohia Ovidiu 3. Îi mulțumim și rămâne permanent a noastră colaboratoare. Dar să știți că n-ar fi fost posibil să învețe fetele, să învețe băieții, profesoarele de religii și corala Armonia, fără să fie dirijați și instruiți de marele maestru, îi spune Părintele Arhidiacon Ion Iulian Dumitru. Este maestru pentru că este campion mondial și campion european cu corala Armonia. Dar și doctorandul Bogdan Alexiuc, un om de mare talent și un foarte bun pedagog. Sigur, am avut aici copiii pe care i-ați văzut, corpul de balet al Colegiului Național de Arte Regina Maria din Constanța. Mulțumim copilașilor care s-au comportat ca adevărați îngeri. Și am avut și corul copiilor de la școala Nicolae Tonița. Instruiți de părintele Eurodiacon Calinic. Ca toate să fie în armonie, să se asambleze. Am avut oameni de mare ținută. Mai întâi aș vrea să subliniez marele rol pe care l-au avut pianiștii corepetitori. Doamna Silvia Țigmeanu. Cel mai bun maestru de pian. Și tânărul Ștefan Lepădatu. Dar ce ne făceam fără un maestru de cor și orchestră, care este bunul nostru prieten și profesor la Facultatea de Arte din cadrul Facultății de Teologie, la secția Artă, marele maestru Adrian Stanache. Vă mulțumesc foarte mult.
ca toate să fie în ordine, am avut scenograf pe doamna Sanda Mitache, cu care am făcut un legământ că nu ne va lipsi niciodată. Dumnezeu a confecționat costumele, nepoată de preot și foarte sufletistă. De asemenea, coregraf, doamna Delia Boieru. Regizor, domnul Liviu Manolache. Îi mulțumim foarte mult. Se află la lumini. Îl puteți privi în spate, vă face cu mâna. Sigur, s-au mai ostenit aici prezentatorul, ați văzut părintele Valeriu Roman, care vă este cunoscut. Dar mai ales și tot timpul părintele consilier arhidiacon Chiriluță Bogdan Florin, care îi mulțumesc în mod special și în mod deosebit. Mulțumim directorilor școlilor care au îngăduit profesoarelor să le trimitem înlocuitori, pe măsură. Le mulțumim, domnilor directori. Și deși este ultima dată anunțat, dar știți că întotdeauna cine este anunțat la sfârșit, acelui îi se datorează foarte mult. Și aș vrea să mulțumesc domnului Gabriel Comănescu și Fundației Altfel, care ne-a sponsorizat pentru această seară și pentru pregătirile pentru această seară. Vreau să vă spun că atunci când l-am întâlnit prima dată, am avut emoții. Și am crezut că întâlnesc un om de afaceri rece prin domnul Gabriel Comănescu. N-am întâlnit un om cu starea sa materială, cu perspectiva sa, să iubească atât de mult arta, credința și cultura. De aceea vreau să-i mulțumesc în mod deosebit. Cu ajutorul domnului Gabriel Comănescu și a echipei sale, vom face multe spectacole. A fost destul de costisitor să facem costumele, să facem tot ce trebuie, dar domnul Gabriel Comănescu ne ajută la toate. Acest copilaș face parte din spectacol, cu adevărat. El a venit să-și susțină pe fratele său, care este la seminar și a cântat aici în cor. A fost pe post de monah, fratele său, de aceea a îndrăznit și a venit pe scenă. Cred că și el va fi un mare artist, a venit aici să înceapă să se obișnuiască cu scena. Iubiți credincioși, vă mulțumesc și vreau să vă anunț chemările următoare. Mâine la ora 16, în noaptea asta, eu îmi fac scaunul din față de la mașină pat, voi poposi pe la Ploiești, unde mi s-a sfârșit un coleg de bucurie, un preot, aflat alaltă seară că are ajutor pentru biserică. S-a bucurat atât de mult și a zis, dorm și eu liniștit, a spus soție, vor dormi mai mult că acum am și eu somn după această bucurie. Dimineața la 7 l-a văzut că nu se mișcă. S-a dus la 8:30 și murise săracul, somn de bucurie. V-am spus și altă dată că omul de bucurie, când este copleșit de bucurie, dacă are suferință la inimă, se duce. De supărare mai paralizează și mai trăiește.
Da, sigur, Dumnezeu să-l ierte, mă duc să-i fac o rugăciune. De acolo voi merge spre mănăstirea Bistrița din Vâlcea, iar mâine la ora 16 mă voi grăbi să întâmpin moaștere Sfântului Metropolit Varlaam la intrarea în orașul Megidia. Iar la ora 18 vă invit la vecernia pentru slujba intrării în biserică, la biserica intrarea în biserica Maicii Domnului. Am aflat și eu reperele geografice, că pe mine mă duc șoferii și diaconii. Este în spatele Institutului de Marină, așa am înțeles. De aceea la 18 vă dau întâlnire acolo celor ce aveți râvână. În ziua de Sfinții Arhangheli, de intrarea în biserică, la biserica de la Capitava, mănăstirii Capitava, sâmbătă voi sluji la biserica Sfântul Nectarie, la ora 8.30. Sâmbătă dimineață, să încheiem sărbătoarele cu slujba arhierească. Sâmbătă, la ora 14, voi fi la Sfântul Maslu, la Biserica Sfinții Împărați din Cernavodă, unde la ora 16 începe o expoziție și festivalul Ioan de Chirescu. Sâmbătă și duminică de la ora 16 este festivalul Ioan de Chirescu. Partea laică sâmbătă, partea religioasă duminică. Duminică dimineața însă voi fi la mănăstirea Colilia, unde vă așteptăm, că se prelungește hramul intrării în Biserica Maicii Domnului, și acea biserică de la Colilia are hramul intrării în Biserica a Maicii Domnului la 8.45. Și mai departe, voi merge la Părintele Liviu, în cartierul Boreal, la Biserica Sfânta Ecaterina, marți 25. Și marți după amiază voi merge la Săcele, la biserica închinată Sfântului Stelian. Voi mai merge și în ajunul Sfintei Ecaterina la Tuzla, unde este Biserica Sfânta Ecaterina. De aceea nu prea am pauză, dar cu cât slujesc mai mult, cu atât sunt mai odihnit. N-am obosit niciodată, sper că nici dumneavoastră. Vreau să vă anunț programul mai departe. Gazda noastră din această seară ne mai primește odată la sfârșitul lunii, de Sfântul Andrei, seara, la ora, cât să fie, 17 mai bine, ca să nu fie noapte, la ora 17, la concertul de colinde, domnul Gheorghe Ungureanu, cea mai bună gazdă. Vă mulțumim din suflet! În seara aceasta vă îmbrățișați Sfinții Brâncoveni, vă îmbrățișează maestru Sabin Drăgoi, care cred că și el este printre sfinți. Dacă ați simțit sfințenia martirilor brâncoveni și le-a închinat acest acatist minunat, și el trebuie să fie printre sfinți. Și poate va veni vremea proclamării, pentru că este fiul de cântăreț de biserică, maestru Sabin Drăgoi, despre care vom vorbi foarte mult și în fiecare an îl vom omagia. Ne trebuie 10 ani să-i cântăm tot repertoriul, atât de mult a scris și atât de frumos. De aceea, domnul Ungureanu, să vă facă Dumnezeu și dumneavoastră o cunună de lumină pentru câtă bucurie aduceți în sufletele voastre. Este singura gazdă atât de primitoare. Oriunde mergem, trebuie să plătim ceva. Aici ne spune, veniți, este casa dumneavoastră. Numai să avem liber și câteodată mută spectacolele să avem liber. Îi mulțumim din tot sufletul și vă mulțumim și dumneavoastră tuturor. Și rog pe bunul Dumnezeu să vă dea gândul cel bun să ne întâlnim și la momentele pe care vi le-am anunțat. Mulțumim tuturor! Poate n-am uitat pe nimeni,
Dacă am uitat pe cineva, să nu ne uite Dumnezeu pe nimeni dintre noi. Mulțumim profesorilor de la Facultatea de Teologie, părintelui decan, părintelui prodecan și tuturor celor ce ne-au însoțit și ne-au adus bucuria prezenței și împărtășirii. Mulțumim părintelui decan care ne-a corectat textul care a fost făcut în grabă la cerere. Muzica a fost cu totul corectă. Textul a fost așezat mai în grabă. Și părintele decan, ca un textier și mare maestru, ne-a ajutat. Vă mulțumim tuturor, noapte bună și pe curând!